Doamnelor, domnilor, bună dimineața! Sunt Cristian Fogel din platoul Roman 24. Astăzi invitat alături de mine, pentru prima dată ar trebui să aduc o pietricică, nu? Una mică, da. Da, o pietricică, da. Domnul Radu Samson, candidat la fotoliul de primar al municipiului Roman, președinte USR Roman, om de afaceri? Am putea spune așa, eu mă consider mai degrabă antreprenor, ca om de afaceri, și și mafioții se intitulă oameni de afaceri. Bun, dar antreprenor nu se traduce exact așa, om de afaceri? Da, putem spune, dar prefer titulatura de antreprenor. Antreprenor. Da. La ora asta dimineață te spun cuvinte cu multe râuri. Antreprenor, bine ați venit în platoul nostru. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să mă văd și cu telespectatorii dumneavoastră, care presupun că mare parte sunt și urmăritori de mine pe Facebook. Păi, noi fiind doar pe partea de Facebook, cei mai mulți aici își petrec orele. Da. Internetul se dezvoltă și noi ne dezvoltăm odată cu el. Vorbim de USR și de cine este candidatul Radu Samson. Acum, hai să fim serioși. După toate clipurile postate pe internet, oamenii în mare știu despre cine este vorba, dar rămâneți în continuare un personaj politic, hai să spun, controversat. Atipic, mai degrabă. Hai să spunem controversat, da? Da? Bun, și atipic. Acum campaniile toate se desfășoară în mediul online. Nu sunteți la prima candidatură. Nu sunt. Sunt la a doua candidatură și deși nu mă bucur că a trebuit să mai trecem printr-un rând de alegeri parțiale de data aceea, pentru că domnul Eureanu a ales să părăsească Romanul pentru o carieră mai mare. Mă bucur că am avut șansa să candidez odată și în 2017. Și se pune ca experiență. Se pune ca experiență, exact. Și e bine să ai parte de intrare în scenă. Cu toții, toți politicienii au trecut odată prin prima lor candidatură. Că toți ziceam de domnul Eureanu, domnia sa a candidat în anul 2000. Da, așa. Deja nu mai eram copii. Aveam 14 ani în anul 2000, deci nu votam încă. Țin minte că, adică am văzut în datele oficiale ale EP că domnul Eureanu a candidat prima dată la funcția de primar în anul 2000, când a luat 2,2%. Așa. Și 8 ani mai târziu a ajuns primar, la a doua candidatură, da. A ajuns primar. Acum eu sper, probabil datorită vârstei și entuziasmului specific, sper să reușesc să cumprim 8 ani ai dumnealui în doar 3. Am candidat prima dată, am luat 3,7% și acum candidez, zic eu și nu zic eu, mă bazez pe feedback-ul de la public, candidez cu șanse destul de mari și pe meritul programului făcut de mine și de colegii mei și observ că mă favorizează și comportamentul celorlalte partide. Despre asta trebuia să ajungem și aici. Și anume, cum dă apă la moară unor candidați mișcarea asta ciudată politică din partidele PSD, PNL. Da, partidele tradiționale. Partidele tradiționale. Sunt tradiționale, că USR există deja de ceva vreme. Adică există de 4 ani USR. Nu e un partid istoric exact, okay, cum își intitulează alții partidele. Dar cred că până la urmă, în această precampanie, că suntem în precampanie, în această precampanie s-a văzut, adică fiecare partid a arătat cât este de pregătit. Și nu doar cât este de pregătit pentru a veni în fața alegătorilor, ci și cât este de pregătit pentru a se organiza pentru astfel de scrutin electoral. În mod total surprinzător pentru noi am fost cei mai organizați, adică noi ne-am anunțat candidatura din timp, am depus dosarele fără probleme, foarte fără contestații, foarte, da, așa mi se pare corect. România din noiembrie parcă anunțată intenția de candidatură. Intenția de a candida e anunțată, cred că în 2017 am fost întrebat după alegeri dacă voi candida și data viitoare și am spus că da, colegii mei din USR m-au desemnat candidat în luna decembrie anului trecut, chiar pe 28 decembrie am avut ședința. Și anul acesta urma să facem, să luăm decizia și la nivel de alianță cine va fi candidatul, pentru că suntem în alianță cu colegii de la PLUS. Dar acum am fuzionat, într-adevăr, dar durează până se înregistrează la Tribunalul București fuziunea. Și urma să desemnăm candidatul alianței, probabil, sper că tot eu aș fi fost și dacă se făcea desemnarea în ianuarie sau în februarie, dar am luat decizia la nivel de alianță la sfârșitul lunii mai și am anunțat-o pe la începutul lunii iunie.
Asta pentru că a fost pandemia între timp. Și da. Da, la nivel de român mă întreabă oamenii, mă, ce oameni sunt în USR? Adică pe cine cunoști? Și stau și mă gândesc, acum eu am zis-o de mai multe ori, mai puțin mă pricep la politică și nu cunosc efectiv, n-ai cum să cunoști toți oamenii din toate partidele. Da, corect. Dacă n-ar fi Radu Samson, cine ar fi? Păi ar fi fie colegul meu Cosmin Ancuța, fie colegul meu Ovidiu Mărtici, fie colegul meu care e medic stomatolog Cristian Dăniluc, fie doamna educatoare Roxana Garlaciov. Păi și de ce Radu Samson? Adică Radu Samson pentru că eu am fost primul, într-adevăr. E mai vizibil. Am fost mai vizibil și recunosc că în 2017 când am candidat eu, Alianța USR avea o mână de membri din care eu eram cel mai preocupat efectiv de viața, și nu de viața politică, ci de viața administrativă a orașului. Pentru că asta e diferența între politicieni și activiști politici, cum mă numesc eu. Eu mă intitulez activist politic și nu politician. Okay. Îmi asum și titulatura de politician, că în momentul în care ești membru de partid, clar, ești politician. Politică, fără să așa, dar eu mă consider activist politic în sensul de activist civic orientat spre mediul politic. Există activiști civici care se preocupă de animale de stradă, de animalele fără stăpân, de copiii cu probleme, de persoanele cu dizabilități. Eu am preferat să mă preocup de problemele administrative ale orașului ca activist, pentru că nu dețineam nicio funcție publică și, drept urmare, nici în acest moment nu dețin nicio funcție publică. Păi aici intervine o întrebare. Apropo de funcții, în fine, publice, cât îți trebuie în momentul ăsta ca să intri, hai, nu primar, să zicem, că dar consilier. Deci trecută calculele sunt destul de simple. Pentru a deveni consilier, așa cum s-a văzut în 2016 la alegeri, coeficientul electoral, că sunt niște termeni foarte tehnici de care publicul nici nu e interesat și nici majoritatea politicienilor nu stăpânesc foarte bine aceste calcule, dar pentru a ajunge consilier local e nevoie de aproximativ 1000 de voturi, deci fiecare partid câștigă, să spunem, un consilier local sau un membru în consiliul local pentru fiecare 1000 de voturi. Plus minus, e foarte brut calculul. Data trecută coeficientul electoral a fost 940, poate fi 1050, poate fi 1020, dar în principiu cam la fiecare 1000 de voturi partidul primește un membru în consiliul local. Iar apoi pentru a fi primar, lucrurile sunt destul de neclare pentru că depinde și de participarea la vot. La anul acesta vor participa la vot probabil mai puțin decât au participat în 2016. Atunci de ce care ar fi motivația? Nu știu, poate de frică de COVID, poate din dezgust față de felul în care s-a manifestat politica în ultimii ani. Cunosc oameni care au spus, votanți fervenția unui anumit partid, da, care anul ăsta au spus, bă, frate, mai degrabă nu ies la vot. Poate n-au aflat despre candidatura mea. Putem vorbi despre, bine, nu despre candidatură și despre proiecte. Da, discuta despre program, despre ce ar fi. Cui se adresează USR-ul pe român? Înțeleg că PSD-ul are un anumit număr de votanți care vor vota cu PSD-ul pentru că votează în fiecare an, în fiecare tură. Tradițional, așa, PNL-ul are de asemenea votanții lui. Calculele astea sunt, adică e o dovadă de aroganță din partea unui partid sau unui candidat să consideră că votanții tradiționale ai partidului sunt obligatorii și votanții lui. Și s-a văzut foarte bine acest lucru în 2016, când domnul Oreanu a fost onorat cu un procent de 77%, adică aproape 18.000 de voturi, iar partidul lui a luat mai puțin, vreo 14.000 de voturi. Și o parte din voturile lui au venit de la simpatizanții altor partide. Deci alegerile locale, așa cum spun și oamenii, când am ieșit în cartiere în ultimele zile și vom tot ieși până la alegeri în fiecare seară în alt cartier, și oamenii avem spun, atâtea alegeri, atâtea cartiere. Noi am împărțit Românul în 15 zone și intenționăm să ajungem cam de 3 ori în fiecare zonă. Poate în unele zone vom ajunge doar de 2 ori în funcție de cum e programul, dar în principiu vrem să ajungem de 2-3 ori în fiecare zonă. Și așa cum spun și alegătorii și cum bine conștientizează de altfel, alegerile locale sunt despre oameni, nu sunt despre partid. Partidul e despre partid sunt alegerile parlamentare. Pentru că atunci, într-adevăr, e vorba de doctrină, de stânga, de dreapta, cine vrea să dea pensii, cine vrea să ia pensii, fiecare cu preocupările lui. Dar alegerile locale sunt despre oamenii care
pot să facă lucruri bune în oraș. Și aici fiecare candidat trebuie să convingă alegătorii. Eu încerc să conving alegătorii că eu sunt varianta cea mai potrivită, la fel cum toți candidații încearcă să facă același lucru, fiecare în dreptul lui și pentru el. Păi, atunci vorbim, numai o secundă, că atunci oamenii ar merge pe ideea, bă, frate, votezi pe cineva care are deja experiență în domeniu, care a văzut cum funcționează o primărie, a văzut cum funcționează un oraș și o să merg pe omul ăla. Din păcate, la Roman nu mai există omul ăla. Ăsta e avantajul călărețului. Avantajul călărețului. Asta e avantajul călărețului. Nu mai există în momentul ăsta primarul în exercițiu care candidează. De obicei, și asta o spun calculele politice și teoria politică, spune că primarul în funcție, oricât de slab ar fi ca primar, pleacă cu un avantaj de 10-15% pentru simplul fapt că e ocupantul funcției și există o categorie mare de electorat care preferă continuitatea. Așa e. O să vedem, sper să trăim cu toții încă 50 de ani și o să vedem că vom avea măcar 50 de ani, așa, și vom vedea că fiecare președinte care va fi ales, dacă nu e atât de... Dacă nu greșește atât de mult, ca să nu folosesc un adjectiv, dacă nu greșește atât de mult în primul mandat încât să nu mai fie dorit pentru al doilea, va avea două mandate. Și am văzut, domnul Băsescu a avut două mandate, domnul Iohannis, deși nu era foarte mulțumit electoratul de el, dar nici contracandidați viabili n-a avut, cel puțin în turul 2. A fost destul de clar. O situație jenantă politică în România. Așa. Și există o categorie de electorat care preferă continuitatea. În acest an, continuitatea a căzut de pe masă. Da. Nu o să intru în discuții despre cum și-a gestionat domnul Lucian Micu mandatul. Dar putem de pe 27 încolo. Putem oricând să discutăm despre asta. Ca romașcani, până la urmă, și pe mine mă afectează decizia care se ia la nivel de administrație de a băga 20 de milioane de lei în pavele și borduri în loc să se construiască o creșă sau să se renoveze policlinica. Deci ne afectează pe toți o astfel de decizie. Ok, dar poate vorbim de un contract care a fost dedicat pentru pavele, adică sunt fonduri care vin cu un anume scop, nu poți să te joci cu ele. Fondurile au venit dintr-un împrumut, știm cu toții, faimos împrumut de 10 milioane de euro, fondurile alocate pavelelor din ultimii 2 ani, acești 20 de milioane de lei, au venit majoritar din acel împrumut. Acel împrumut care a fost motivat la momentul contractării lui de faptul că trebuie să facem casa celibidache, cinematograful, creșa, nu știu care grădiniță. Deci era o listă de obiective foarte, foarte interesante atât pentru public cât și pentru consilierii locali. Și după ce s-a contractat împrumutul și s-a început cheltuirea lui, deci era irreversibilă cheltuirea banilor, după ce s-a contractat împrumutul, domnul primar, la primarul în exercițiu la momentul respectiv, a scos din buzunar o listă nouă de investiții și a zis nu mai facem aia, nu mai facem aia, nu mai facem aia, în schimb, facem trotuarele din zona cutare, trotuarele din zona cutare, străzi... Și s-a schimbat destinația banilor într-un mod complet aleatoriu și discreționar mai degrabă. S-a schimbat total destinația banilor cu concursul Consiliului Local care a votat în unanimitate chestia asta. Cu toții știind, fiind notificați de către CEC, fiind banca care a creditat primăria Roman, fiind notificați de către CEC că în cazul modificării listei de investiții, dobânda se va mări cu 1,8 puncte procentuale. Sau 1,2, nu mai țin minte exact, n-aș vrea să zic o prostie, dar în principiu conducerea orașului și-a asumat să plătim o dobândă mai mare pentru a putea redirecționa banii împrumutați de la grădinițe la și școli și ce alte proiecte mai erau în prima listă de investiții la pavele. Din păcate nu se mai poate repara. Ce putem face pe viitor și asta sper să facem oricare dintre noi, cei 5-6 candidați cât suntem, să facem dacă ajungem în funcția de primar, să luăm decizii mai cu cap și să încercăm să facem priorități din lucrurile care sunt, adică să facem priorități și pentru administrație, lucrurile care sunt priorități pentru populație. Bun, ideal nu ar fi în cazul acesta să iasă primar, cine o fi să iasă. Exact. Oricine ar fi, dar interesant și ideal, zic eu, ar fi să fie un spectru mai larg de culori în Consiliul Local, de fapt. Și anume să nu mai există acel 11 de o parte și 6 de o parte. Dar nici măcar așa n-a fost. Erau 15 de o parte și, adică 15 de o parte și 6 de o parte. Majoritatea din vechiul Consiliu Local, dacă vreau să vândă primăria, pentru că așa își dorea primarul care era coleg de partid cu ei, puteau să vândă primăria. Adică aveau majoritatea necesară să facă orice. Și atunci nu e important, nu neapărat primarul, că primarul este cel care vine cu o propunere la final. Da, în schimb, ce se întâmplă? Că și asta e o chestie pe care nu o explică nimeni suficient de mult în dinamica administrativă. Primarul
vine cu propunerea, Consiliul Local o aprobă, o modifică, dar în principiu o aprobă, da, într-o formă sau alta la final, Consiliul Local aprobă propunerea și primarul apoi o execută. Consiliul Local nu poate să decidă cu ce firmă se execută, dacă se execută la calitatea corectă, dacă se execută în timpul, okay, în timpul stabilit în contract. Vedem, parcul Jora era scadent încă din 2019, din octombrie. Atunci a expirat autorizația de construcție și 3 luni mai târziu... Uit la colegul care... și 3 luni mai târziu, conducerea administrației își făcea filmulețe de promovare electorală în parcul respectiv, mai avem un pic și terminăm lucrările. Păi, fraților, au trecut 5 luni de când a expirat autorizația. Adică dacă la nivel de conducere a administrației ne lăudăm că am depășit autorizația, dar mai durează un pic și terminăm. A fost și COVID-ul. O fi fost, dar era scadentă. A fost COVID-ul, dar, repet, era scadentă autorizația cu durată de 2 ani de amenajare a parcului, era scadentă în octombrie 2019, când nu era COVID sau cel puțin nu era la televizor COVID-ul. Acum o să fie la teoria conspirației. Da, poate asta, știau. Da, nu știu ce știau ei, dar ideea e că administrația e destul de clar că nu știau foarte bine. Asta e un lucru clar. Și Consiliul Local acceptă propunerea, dar primarul o implementează și trebuie să înțelegem că în pixul primarului e foarte multă putere. Și vă dau un exemplu de la nivel guvernamental, pentru că ăsta e raportul. Primarul e guvernul, iar Consiliul Local e Parlamentul. Și Parlamentul se întrunește și votează într-un heirupism extraordinar o lege nemai întâlnită în istoria lumii, când se dă o lege pentru a face autostradă. Da. Așa, și apoi guvernul spune, da, foarte bună legea, și colegii noștri au susținut-o, dar anul ăsta nu avem bani. Deci, la fel și primarul poate să facă, Consiliul Local vine și spune, domnul primar, noi am pus proiectul ăsta pe masa Consiliului, îl votăm și vă obligăm să construiți o creșă în cartierul muncitoresc. Am modificat bugetul, că Consiliul Local aprobă bugetul anual al primăriei și ei zic, am introdus în bugetul anual, v-am tăiat 2 milioane de lei de la asistență socială, de exemplu, și le-am dat destinație construirea unei creșe. Și primarul spune, a, da, știți, dar durează, trebuie să facem studii de fezabilitate, durează vreun an, apoi mai durează vreun an proiectarea, apoi și deja durează 2-3 ani până se implementează voința Consiliului Local, dacă primarul nu dorește să facă chestia asta. Ce n-am înțeles eu, sau în fine, poate am înțeles eu funcționarea greșit. Eu am văzut destule consilii locale ca să văd că de fiecare dată propunerile au venit de la primar și Consiliul Local doar le-a aprobat. La ce mă gândeam eu era că primarul vine cu ideea, are specialiști, vorbește, bă, frate, da, un aparat de lucru de 400 de oameni. Corect, care... ar trebui o creșă în cartierul muncitoresc. Da. Și primarul vine cu proiectul, el face rost de finanțare, e problema lui, cum, că de asta e primar. Dă telefoanele, se ocupă, face proiectul, îl depune și pe urmă îl prezintă consilierilor. Consilierii îl trec, dacă nu mă înșel eu, prin acele comisii de specialitate, de aia se spune raportul comisiei de specialitate, pozitiv, juridic, administrativ, și așa mai departe. Da? Nu raport, cum se cheamă? Avizul. Avizul comisiei de specialitate. Avizul comisiei de specialitate. Și eu spun pozitiv sau... și așa mai departe. Și pe urmă ar trebui să intervină discuții. Băi, facem o creșă în cartierul muncitoresc. Dar câți copii se nasc în cartierul muncitoresc? Adică trebuie, e nevoie, nu putem cheltui banii aia pe altceva, de ce facem în cartierul muncitoresc și nu în Danubiana? Adevărat, da. Și la asta mă gândeam. Trebuie o întreagă discuție. Ei, discuțiile astea au lipsit cu desăvârșire din Consiliul Local din ultimii ani și datorită acelei majorități grosolane pe care a avut-o un singur partid, pentru că se discutau proiectele la sediul partidului, așa pot să-mi imaginez, că n-am fost acolo și nu știu, dar se discutau proiectele la sediul partidului, primarul sau le făcea primarul un birou la el împreună cu aparatul de lucru, le spunea consilierilor, vedeți mâine la ora 2 ședință, veniți toți, nu intrați cu mâna gata ridicată în sală, vă spun eu dacă de bănuit. Așa că de bănuit. Și intrau consilieri în sală și sau, știu că am participat aproape la toate ședințele de anul trecut și a fost ședință cu 32 sau 34 de proiecte pe ordinea de zi și a durat 20 de minute ședință. Deci s-au aprobat 34 de proiecte în 20 de minute. Adică a fost o probă de vot viteză. Bună ziua, vreți aia? Da, vrem. Vreți aia? Da, vrem. Vreți aia? Da, vrem. Și cam atât. Asta a fost toată ședința. Ei, în localitățile unde există diversitate, există pluralism partidic în Consiliul Local, acolo se dezbat lucrurile. Și mai mult de atât, în localitățile unde se respectă conceptul de democrație, se dă cuvântul și cetățenilor interesați să... La finalul ședinței, dacă sunt înscriși. Corect, sau dacă se pot înscrie la începutul ședinței, se spune, domnule, eu sunt
locuitor al cartierului Muncitoresc, da. Am 3 copii până într-un an acasă, soția mea e foarte fertilă și avem tripleți și vreau să iau cuvântul la subiectul cu creșele. Și atunci face o cerere la președintele de ședință înainte de începerea ședinței, o las acolo, o aprobă consilierii sau aprobă președintele, de fapt, că se... Eu am trecut prin chestia asta, am făcut cereri pentru a lua cuvântul în ședință și odată mi-a fost aprobată de președinte, pentru că președintele a fost dispus ca eu să iau cuvântul, să-mi dea această șansă, iar data viitoare când am cerut, deci, pentru că aveam proiect pe ordinea de zi, data viitoare când am cerut să iau cuvântul în ședință, se schimbase președintele, că se schimbă o dată la 2 luni și noul președinte n-a mai vrut să-mi dea cuvântul, dar n-a vrut nici să-și asume că nu-mi dă cuvântul. Și a supus la vot consilierilor. Și consilierii fiind... Osti propunerii mele și data trecută. Păi nu, că data trecută a decis președintele că pot lua cuvântul. Pentru că președintele poate decide cui dă cuvântul. El e președinte de ședință. Se face o anexă se spune la vot Se depune cererea la președinte. Eu am avut proiect pe ordinea de zi a Consiliului Local. De fapt era o solicitare de a mea transmisă Consiliul Local pentru a anula majorarea taxelor și impozitelor. Ne amintim cu toți, am ajuns în instanță cu subiectul și aia a fost prima dată când am vrut să iau cuvântul. Și am cerut să mă pot adresa Consiliul Local să-mi susțin solicitarea, că așa se face. Și președintele de la momentul respectiv a decis că e pertinentă solicitarea mea. Okay. Și a decis singur, fără să supună la vot consilierilor locali, pentru că legea îi dă dreptul, a decis singur să-mi dea cuvântul pentru a-mi susține punctul de vedere cu privire la anularea majorării taxelor și impozitelor făcută la sfârșitul 2017 pentru anul 2018. Mi-a dat cuvântul, le-am explicat consilierilor punctul meu de vedere, am argumentat legal, consilierii au respins solicitarea mea, drept urmare am ajuns în instanță. Ei, câteva luni mai târziu am avut o altă cerere adresată Consiliului Local, era alt președinte de ședință, mai favorabil primarului, că de obicei acolo erau contrele între mine și proiectele primarului. Da. Și era mai favorabil primarului și a zis, păi, supune la vot, dacă vor consilierii să vă dea cuvântul, deși nu consilierii conduc ședința, ci președintele de ședință. Da, așa funcționează, dar sunt chichițe legislative pe care e destul de greu să le stăpânești, pentru că sunt niște cărți așa groase, fiecare, drept administrativ. Drept. Da. Și nu ne plac chestiile cu multe foi. Nu ne plac chestiile cu multe foi, fiind jurist, am și o pasiune așa în a documenta subiect când mă interesează și îmi place când fac un lucru să-l fac bine. Da. Și să mă documentez cap coadă ca atunci când îmi expun punctul de vedere să nu fie atacabil. Ok. Revenind, acum am lăsăm puțin la o parte. Da. De fapt, nu, mai fi o întrebare legată de Consiliul Local și de modul în care se desfășoară ședințele. Și anume, ce caută primarul acolo? Da, primarul e acolo, cred că mai mult să exercite control, să știți cum... Să fie ca influență cum atunci vizibilă. Când, știți cum merg, am auzit și operații, că nu cunosc niciunul, dar când merg colectorii ăștia de taxe de protecție, merg cu un tip așa care inspiră frică. Da. Hey, și primarul în Consiliul Local, el transmite proiectele Consiliului Local și nu e obligat să participe la ședință decât dacă vrea să-și susțină în fața Consiliului Local proiectele. Da. Dacă crede că ar putea ridica Consiliul Local obiecții la proiectele lui. Dar de multe chestii ori... Chestii care s-au întâmplat, cred că prea rar în ultimii ani, dar s-au întâmplat de vreo 2 ori și argumentele oricum au fost subțirele așa, nu? Au fost mai mult argumente politice decât administrative. Corect, și n-au venit niciodată din partea partidului pe care îl reprezenta. Asta vreau să subliniez. Și primarul nu e obligat să participe la ședință, dar având în vedere că ședințele durează 20-30 de minute sau au durat 20-30 de minute, primarul avea timp să facă și chestia asta. Când ședința durează 4-5 ore, cum durează la alte consilii locale, unde într-adevăr se dezbat lucrurile care urmează să se face în oraș. Bine, dar acum hai să fim serioși, că și oamenii aia, consilierii, au o viața lor, au niște afaceri de condus. Bine, dar un consilier este remunerat cu 10% din indemnizația primarului pentru a participa la o ședință de consiliu local ordinară și 2 ședințe de comisie. Dar nu se plătiți la oră. Nu-ți plătiți la oră, dar 10% din indemnizația primarului înseamnă 1.000-1.200 de lei, adică aproape de salariul minim pe economie. Dacă pentru un salariu minim pe economie și nici măcar pentru bani, în momentul în care candidezi la Consiliul Local, îți asumi că vrei să fii în serviciul public, da? Legea îți permite, dacă ești angajat... Dar atunci de ce e plătit primarul? Scuze, mă întrebase colegul zilele trecute și e o întrebare foarte bună. Dacă primarul lucrează în serviciu public și lucrează pentru populație, de ce îl plătim? Din același motiv pentru care e plătit orice lucrător în serviciu public. Eu mai degrabă m-aș întreba de ce îți plătiți parlamentarii.
că primarul are program 5 zile pe săptămână, are 400 de oameni în jurul biroului lui cu care lucrează, sau 200 sunt efectiv în aparatul primarului, cu care lucrează zi de zi, dacă vrea să lucreze, bineînțeles, iar un parlamentar are 2-3 consilieri și el mai mult lucrează, are 3 ședințe pe săptămână, joi, vineri, sâmbătă și duminică, e destul de liber, adică e bifează, face teritoriu sau face studiu individual pentru proiectele de săptămâna viitoare. Ideea e că munca trebuie plătită și trebuie respectată, dar munca trebuie respectată de ambele părți. Și de cei în folosul cărora e prestată, dar trebuie respectată în primul rând de cei care o prestează. Pentru că știm cu toții, există și în aparatul de stat și în mediul privat, există oameni care muncesc, dar nu muncesc chiar cu pasiune, așa cum ar trebui să o facă, indiferent de valoarea indemnizației sau salariului cu care sunt plătiți, și acest lucru se vede foarte des și la conducătorii autorităților locale. Ei sunt demnitari publici, au indemnizații destul de sănătoase, să zicem, și sunt totuși destul de delăsători unii dintre ei, sau cei mai mulți dintre primari sunt destul de delăsători. Vedem și primari cu rezultate excepționale prin țară, la Oradea, la Cluj, Comuna Ciugut, Comuna Peștera. Asta vreau să zic, Comuna Ciugut. Frate, ce au făcut oamenii acolo? Peste 10 miliarde absorție în ultimii 8 ani. Da, asta ce înseamnă o listă imensă de proiecte făcute de... Vă dau un exemplu din Comuna Ciugud, un exemplu de bună practică, și așa ar trebui făcute proiectele în general. Încep prima dată, de fapt, vă spun întâi exemplu și apoi vă spun cum ar putea fi el transpus în lucrurile pe care le facem în Roman. În Comuna Ciugud, de care am amintit mai devreme, primarul a reușit să acceseze finanțarea europeană cu câțiva ani în urmă pentru construirea unui parc industrial. Ce înseamnă parc industrial? Nu înseamnă că face primarul vreo 10 fabrici și toate duduie. Nu, doar domnul Tăricianu poate să facă economia să duduie, dar asta e alt subiect. Și să duduie. Să duduie, da. Primarul a localizat o bucată suficient de mare de teren, 6, 7, 10 hectare câte au pus ei acolo, a tras utilități în zona respectivă, utilități de mare capacitate ca să se poată branșa la ele toți agenții economici care vor să dezvolte afaceri în zonă, a pus terenurile la dispoziția agenților economici interesați nu să construiască hale pe care să le închirieze, ci să construiască hale în care să desfășoare activitatea, că și asta e un aspect foarte important. Și au venit 10 agenți economici acolo în zonă, care în total au vreo 700 de angajați. Care n-au făcut altceva decât să se lege la apă, gaz, canal, deci, ce au avut ei acolo. Asta zic că utilitățile și asfaltul în zona respectivă le-a dus primăria. Deci ei au venit cu terenul gata, numai și-au făcut construcția, au băgat țeava de gaz și curentul de cablu și au dat drumul la treabă. Bun, asta a făcut primarul. În mijlocul acelui parc industrial, că el e dispus așa radial, în mijlocul parcului industrial, primăria a păstrat un lot, lotul central. 3-4 ani mai târziu, după ce s-a umplut parcul și deja mișunau pe acolo sute de oameni în fiecare zi, primăria a construit o grădiniță cu cantină. Pentru ca părinții care lucrează în parcul industrial să-și poată duce copiii la grădinița din zonă dimineața când la serviciu și să poată la prânz, la pauza de masă, să ia masa împreună cu copiii. Ei, asta înseamnă administrație la alt nivel și viziune pe termen lung. Mi se pare normal. Da, și dacă vrem să transpunem exemplul ăsta de aplicare a viziunii pe termen lung în asfaltarea unei străzi, că e o chestie așa foarte simplă, iese primarul la televizor sau în conferință de presă și zice peste 3 luni asfaltăm strada Petru Rareș. Și se dispune asfaltarea, se duc acolo niște băieți, toarnă, pun bordurile, vin alții, toarnă asfaltul, după aia vin alții, îl sparg și ridică la cotă canalele. Așa e practica la români. Și după 2-3 ani de zile ne dăm seama că trebuie înlocuită conducta de apă, că s-a spart, trebuie să tragem o conductă de gaz, că nu e gaz în zonă. Ei, ce propun eu să facem, și repet, asta nu e o chestie pe care vreau să o fac eu. Eu vreau să o fac, eu mi-asum să fac chestia asta, dar sper să facă oricine va câștiga primăria acest lucru. În următorii 20 de ani, dacă se poate, atunci când modernizăm o stradă, pentru că odată la 5, la 10 ani vine rândul altei străzi să fie modernizate sau altor străzi să fie modernizate. Când modernizăm o stradă, să ne ocupăm mai întâi de infrastructura subterană. Adică înlocuim canale, înlocuim conductele de apă și de canalizare, tragem gaz dacă e cazul, îngropăm rețelele de cabluri electrice, de telefonie, de televiziune. Nu cred că o să vedem vreodată așa ceva. Se poate, dacă s-a putut în Germania cu 20 de ani, nu e cu 100 de ani. În Germania, noi tocmai am luat ca exemplu o comună. O comună din România. Este municipiu. Și comuna respectivă nu sunt cabluri la vedere. Și vă zic cu un exemplu, în Serbia, deci Serbia nu e membra Uniunii Europeană,
a Uniunii Europene, pardon, acum, în urmă cu 16-17 ani, când mergeam eu în vacanțele de vară și lucram acolo, sârbii nu aveau cabluri pe stâlp, aveau cablurile în pământ. Deci asta cu 17 ani, într-o țară care nu e în Uniunea Europeană. Deci putem și noi, dar și trebuie doar să vrem chestia asta. Așa. Și după ce am îngropat, am schimbat conductele de apă și de canalizare și am îngropat cablurile sub trotoare cu guri de vizitare ca să poată proprietarii rețelelor de cablu internet și așa să-și repare problemele în cazul în care ele apar, apoi turnăm covor asfaltic și punem pe trotoare, preferabil nu pavele. Dacă mergem în lumea civilizată, vom vedea că nu prea sunt pavele pe trotoare. Sunt mai degrabă în zonele pietonale sau în zonele cu arhitectură veche, cumva pentru integrarea arhitecturii. Dar în rest se fac trotuare din asfalt, că sunt mai practice. E de trafic asfaltul, 1, 2, pe asfalt poți să te dai cu rolele, poți să te dai cu skateboardul, poți să mergi cu tocuri pe asfalt fără să te deranjeze, pe când pe pavele e mai incomod, oricare din activitățile astea. Să nu subestimăm domnișoarele este europene, ele pot merge pe tocuri, inclusiv la predeal pe zăpadă. Corect, e adevărat și asta. Ideea e că în momentul în care facem o stradă, trebuie să o gândim în așa fel încât 10 ani de zile să nu mai avem de umbla la ea. Și spun unii, da, domnule, dar știți că asfaltează străzile prost ca să mai aibă ce lucra și la anul sau peste 2 ani. În Roman există vreo 150 de kilometri de rețea de drumuri. E timp, e de muncă pentru următorii nu 2, ci 20 de ani, dacă vrem să le facem bine pe toate. Da, poți să le faci de 2, de 3 ori și atunci să vină banii. Păi, da, tocmai asta e problema, că făcându-le pe aceleași de mai multe ori în decursul a 10 ani, așa cum s-a și practicat de altfel, au rămas neasfaltate străzile Salcei, Zebrei, Prundului, care n-au fost și multe alte străzi din cartierul Bălcescu, care n-au fost asfaltate niciodată. Nu mai bine decât să fi făcut prost o stradă în centrul orașului, ca să putem să o asfaltăm din nou peste 2 ani, o făceam bine pe aia și peste 2 ani făceam o stradă din Bălcescu. Și era toată lumea mulțumită. Ați sesizat că nu ne-am legat foarte mult de proiecte. Am ajuns la povestea cu asfaltul, da, așa întâmplător. Nu ne-am legat de proiecte. Aceasta este o emisiune de, cum să-i spun, de prezentare. Da, discutăm despre cum s-ar putea face. Deci, despre cum ar trebui făcut. Și haideți că să ajungem și la final cu ultima întrebare. Se vorbește în Roman despre, și e ultima întrebare, despre un aproximativ 15% indeciși în ceea ce privește votul. Nu știu, ori sunt nou veniți în sistemul ăsta de vot, mă gândesc la cei care au împlinit 18 ani, sau cei care nu sunt simpatizanți ai unei formațiuni. Acești 15%, cum vă adresați lor? Eu și colegii nu ne adresăm în mod special electoratului fiecărui partid. Mesajul nostru e același pentru toată lumea, că înainte de a fi simpatizant al unui partid, suntem romașcani. Și toți ne lovim de aceleași nevoi. Indiferent că mergi în piață și te plouă sau e plin trotuarul de comercianți pentru că nu e piața amenajată în așa fel încât să aibă toți loc pe mese. Indiferent că te duci la policlinică și îți rup pantalonii pe un scaun de acum 50 de ani sau ai un picior rupt și trebuie să urci până la etajul 2 în cârje, că acolo e ortopedia din policlinică, sau că ai vrea să te întorci la serviciu, că ai un copil mic și vrei să te întorci la serviciu înainte de a împlini copilul 2 ani și oricum nici în anul ăla dintre 2 și 3 ani n-ai un să-l duci, că e o singură creșă în Român cu 50 de locuri. Astea toate sunt probleme pe care le are fiecare romașcan, indiferent că îi place de PSD, de PNL, de Samson, de PLUS, de Leoreanu, indiferent de cine, pe cine simpatizează în procesul electoral. De cine nu zici USR? Pentru că e USR-PLUS. Eu sunt candidatul Alianței USR-PLUS. Ah, ok. Da, nu, mi-a sărit o chestie în ureche. Da, eu sunt candidatul Alianței USR-PLUS, sunt membru USR, sunt candidatul Alianței USR-PLUS și Alianța USR-PLUS tocmai a votat săptămâna trecută să devină un singur partid, care se va numi tot USR. Ok. Așa. Ok. USR se va USR Plus? Nu. USR se va numi partidul. Ideea e că indiferent de cine îți place din politică, când te duci în piață la policlinică sau la creșă sau mergi pe stradă și îți rup tocul în pavele care s-au lăsat, că s-a făcut o groapă, deși e făcut săptămâna trecută trotuarul, da, indiferent cu ce, pe cine simpatizezi în politică, tot de problemele astea te lovești. Și atunci noi, prin programul nostru și prin măsurile pe care le propunem, ne adresăm tuturor romașcanilor, indiferent cu cine simpatizează. Încă o dată repet, simpatiile politice, atracția față de o anumită doctrină politică, sunt lucruri care contează mult mai mult la alegerile parlamentare. La alegerile locale e vorba despre oameni și despre echipa și omul care pot să schimbe, să rezolve aceste probleme. Da,
Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Domnule Radu Samson, vă mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care mi le-ați oferit astăzi. Rămâne să vină mai multe întrebări și mai multe răspunsuri la următoarele emisiuni. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!